În pace, nu-mi lasă copiii în pace. Doamna Lascaraiche, Loredana, doamna președinta. Păi, dumneavoastră, ce dovadă aveți că s-a întâmplat lucrul ăsta? Că s-a avut o relație sexuală cu soțul dumneavoastră? Păi dacă eu le-am găsit acolo în sediu și le-am văzut acolo pe cea dragoste în sediu. Așa, și ce v-au zis? Nu știu, el nu v-a zis, domnule, dar nu v-a zis, da, dar eu nu sunt luat cu tine, Simona Roma, nu sunt luat cu acte și ca atare... Da, la noi nu e așa cu acte, nici nu? Cu ea nu e cu acte. Nu? Nu, nu e cu ea, nici cu ea, nici cu mine. Și să, așa, președinta romilor să facă așa probleme, cine o vrea pe ea, președinta romilor, dacă ea face probleme? Și mi-a spart casa, mi-a spart copiii, mi-a distrus tot. Și ați purtat o discuție cu dumneiei? Ați reușit să vorbiți? Da, și cu părinții ei. Așa, și ce v-a zis dumneavoastră? Nu poate să-i facă nimic. Și ea a recunoscut că are o relație cu domnul Ferraru? Da, ce ați, că îl iubește sau? Îl iubește, săraca, face video chat. Dumneavoastră unde este acum? E plecat în Anglia, a fugit săraca. Deci e frică de dumneavoastră sau? Da, de mine, că... Și doamna Loredana cu dumneavoastră ați vorbit separat? Nu vorbește săraca cu mine. Bine, și nu vă puteți duce la partid, nu o găsiți acolo? Și ce să fac la partid? Că dacă o văd, ba, până nu ia dragi. Dacă o văd. Nu vă puteți abțineți, eu știu, să purtați o discuție mai civilizată. Da, o discuție frumoasă de la început și nu am vrut să înțeleagă. I-am spus, lasă-mi familia în pace, lasă-mi copii în pace, lasă-mi casa în pace. Nu am vrut să înțeleagă. Și adică dumneaei în momentul ăsta este însărcinată? Ea, da, are 4 luni. Și dumneavoastră ziceți că e cu soțul dumneavoastră, cu domnul Ferraru? Da, cu domnul. Ea zice că domnul Ferraru, dar Ferraru zice că nu e el. Și dumneavoastră ce ziceți? Dumneavoastră ce ziceți? Cum?